Bun găsit, ce faceți fetelor? Uitați, spuneați că Emily este de la mare, avem aici în spate chiar o barcă cu numele Emily. Este a ta, Emily? Spune-ne, te rog. Wow, da, este a mea! Am lăsat-o acolo weekendul trecut și am uitat să o mai iau. Oh, foarte frumos, să mă plimb și pe mine, Emily, chiar vreau asta. Vreau să vă spun că aici, în portul Tomis din Constanța, puteți să vă plimbați. Sunt foarte multe embarcațiuni de lux care vin din toate colțurile țării, așadar vremea este frumoasă, perfectă pentru o plimbare. Sunt și foarte multe restaurante unde puteți lua masa și iată că multe dintre acestea gătesc chiar în fața clienților. Bună ziua! Ia, poftiți la noi! Gata, poftim, poftim! Ce avem aici? Îl avem pe bucătar șef Emra, bun găsit. Salut, ce bine, ne bine pregătești? Bine, bine la noi. Vă încântăm cu o frumoasă rețetă de scoici, inedită scoici. La noi în Portul Tomis aici. Arată foarte bine. Sigur. Specialitatea casei? Cam da. Cam toți preferă scoica când vine la noi. Spune-mi, te rog, cum se gătesc aceste scoici? Văd că este păi, și o tigaie foarte mai zis, mare avem și o rețetă inedită, în fața clienților. În sos de vin alb, cu apiu, usturoi, pătrunjel. Și cam atât, și unt, bineînțeles. Și multă dragoste pentru toți clienții care vin aici în portul Constanța. Cu siguranță. Haide să punem și o farfurie din aceste scoici. Doamne, cât de bine arată și cred că sunt și foarte gustoase. O să și mâncăm puțin mai târziu. Ce le recomanzi oamenilor de acasă care gătesc scoici? Cum trebuie să le gătească mai exact? Le-aș recomanda în primul rând să mănânce fructe de mare, că nu prea mănâncă toată lumea fructe de mare. Nu, și dar oamenii care vin aici mănâncă. Sunt foarte sănătoase și foarte, foarte bune. Sunt perfecte pentru o zi caniculară, nu-i așa? Sigur, le-aș recomanda să încerce. Mai ales că vin în Portul Tomis, ei știu majoritatea unde ne găsesc și ce calitate avem noi. Am înțeles. Mai avem aici niște platouri foarte, foarte sigur, interesante. Cam, să zicem, specialitatea casei. Haideți să mare. Vedem ce avem mai exact. Imediat vom pune și niște scoici. Ne pui și, un platou mare de scoici, foarte, foarte frumos. Și aici, după cum puteți observa, doamnelor și domnilor, avem tot felul de preparate din pește, din fructe de mare, pentru că oamenii care vin aici în portul Tomis, iată că și rețeta noastră specială de scoici. Ia uitați ce bine arată scoicile. Și aici avem, v-am mai pus un platou fructe de mare, din toate fructele de mare. Ce avem mai exact acolo? Calamar, creveți, tentacule de calamar, carcatiță, bineînțeles și creveți mici și creveți mari, black tiger. Și aici avem un platou de pește, este foarte vândut pe litoral la noi. Cum le-ați pregătit mai exact pe acestea? Un platou specific de pește din Marea Neagră. Sardină, guvid, hamsie, doar prăjit. Simplu, cu mușdei și mămăliguță, mănâncă tot românul la noi. Hamsia preferată a românilor, nu-i așa? Si, cam da. Bine, îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Rămânem aici în portul Tomis și gustăm din toate aceste preparate foarte bune. Ne bucurăm și de vremea frumoasă pentru că este foarte frumos afară, este soare și ne relaxăm și azi. Înapoi la voi!